În ultimii 6 ani, Asociația de Protecție a Animalelor Câini Fericiți, în parteneriat cu Primăria Râmnicu Sărat, a desfășurat campanii de sterilizare, în care au fost operați peste 1500 de câini, atât de pe străzi, cât și din gospodăriile oamenilor. Cea de-a doua campanie din acest an va fi organizată în zilele de 28 și 29 octombrie, perioadă în care cetățenii își vor putea steriliza gratuit câinii și pisicile. Acțiunea este organizată de Asociația Câini Fericiți din Râmnicu Sărat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Sărat pentru un număr de aproximativ 90 de exemplare. Voluntarii care vor efectua aceste sterilizări sunt din Sibiu, sunt oameni specializați pe această intervenție. Oamenii care locuiesc la curte sunt îndemnați să fie responsabili și să spună stop înmulțirii câinilor nedoriți. Pentru a-și steriliza animalele gratuit, aceștia trebuie doar să ia legătura cu reprezentanții Asociației Câinii Fericiți sau cu cei ai Serviciului de Ecarisaj. Și toți râmnicenii care doresc să sterilizeze patrupedul sunt rugați să contacteze Asociația Câini Fericiți sau Serviciul Ecarisaj din cadrul Administrației Domeniului Public sau în cadrul Primăriei la Biroul de Relații, unde se pot înscrie pe această listă în vederea efectuării sterilizării animalelor de companie. Fondurile asociației acoperă aproximativ 90 de operații și sunt asigurate de o fundație din Olanda.